O misiune de audit excepțională va fi în desfășurare la Asociația Salvital, asociație care deține o parte din serviciul SMURD Hunedoara. Mai exact, din data de 29 februarie, reprezentanții CJ Hunedoara vor verifica modul în care au fost cheltuiți banii contribuabililor. Asta după ce luni 16 paramedici și-au manifestat nemulțumirea vis-a-vis de salariile mici și condițiile de muncă, iar marți au apărut în presă informații potrivit cărora unii angajați pe pile au salarii nesimțite. Pentru a clarifica orice aspect cu privire la situația financiară și cu situația achizițiilor din Salvital Hunedoara, începând cu 29 februarie, se va desfășura o misiune excepțională de audit care va verifica modul în care au fost cheltuiți banii publici ajunși în patrimoniul Salvital și vom avea o expunere reală, nu prezumată, a situației, a stării de fapt. Am primit un document semnat de câțiva paramedici pe care l-am trimis către departamentul nostru de audit pentru a întreprinde verificările de rigoare. Totodată am sesizat că există o temere, o rumoare, o supoziție sau o impresie negativă apărută în presă și, de urmare, așa cum mă știți că sunt un om foarte transparent, am decis că cea mai bună unitate de măsură în acest sens este un control întemeiat. Acest control va dura aproximativ o lună, iar potrivit președintelui CJ, la începutul lunii aprilie vor avea și rezultatele. Și președintele director al Asociației Salvital este de acord cu misiunea de audit. Ba mai mult, Andrei Mihuț a declarat că i-a solicitat președintelui Consiliului Județean Hunedoara să urgenteze controlul. Cât despre salarii, Mihuț a precizat că într-adevăr acestea sunt mici, dar aveau în plan să le mărească cu 25% înainte de protestul paramedicilor. Pot spune că salariul de bază este, așa cum am transmis în comunicatul de presă, 1464, la care se adaugă cele două sporuri care conduc la un salariu brut de 1750. Pe lângă aceste sporuri, mai există sporul de fidelitate aprobat anul trecut de adunarea generală a asociației. Și contribuția totală pentru un paramedic este cu tot cu contribuțiile bugetului de stat, plătite de către angajați și instituție, este 2855 de lei, atâta plătim pentru, se plătește pentru un paramedic, pentru susținerea unui paramedic. Noi în luna ianuarie am formulat adrese către o serie de primării prin care am solicitat să prevadă în buget o majorare cu 25% a contribuției. Deci nu am stabilit ieri, pentru că au venit paramedici, am găsit resursele financiare. Aveam în gând să facem această mărire. Salvital Hunedoara are în prezent 88 de angajați, dintre care 80 sunt paramedici. Cât despre activitatea Salvital, aceasta va fi sprijinită nemijlocit de Consiliul Județean atâta vreme cât banii sunt folosiți legal. Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât Salvitalul își îndeplinește obiectivul pentru care a fost creat, și anume să salveze vieți în județul Hunedoara, nu există nici cea mai mică intenție din partea instituției pe care o reprezint, din partea Consiliului Județean, să-și înceteze sau să-și întrerupă finanțarea către această organizație. În ceea ce privește salariile paramedicilor SMURD, Adrian David a precizat că și el consideră că nivelul de salarizare este unul foarte redus cu care nu se mândrește, dar în același timp este unul peste media națională.